Doamnele și domnișoarele din comuna Malu au fost invitate duminică la Căminul Cultural din localitate pentru a sărbători Ziua Femeii. Încă de la intrare, locuitoarele comunei au fost întâmpinate cu flori și gânduri bune de către primarul Eugen Șoavă, alături de invitația de a urmări un spectacol folcloric de excepție organizat de Ilie Clement. Timp de 3 ore, mălurencele au avut parte de folclor autentic, cu cele mai îndrăgite melodii populare interpretate de soliștii Silvana Râciu, Constantin Măgureanu, Aurelian Preda și fica acestuia, Ana Maria. Spectacolul intitulat Mărțișoare Muzicale s-a bucurat de succes și a adus bucurie pentru sutele de femei care au umplut până la refuz sala Căminului Cultural din Malu.